poți. Bun găsit, alături de noi este domnul Ioan Adone pentru a nuanța această partidă. Opa! Așa, nu mai sunt obișnuit. Am făcut o partidă bună. Din păcate, dacă nu începeam așa de prost, să primim două goluri din lovitură liberă, cred că puteam câștiga acest meci. Băieții au ascultat ceea ce am pregătit, au avut o atitudine bună, o dăruire exemplară, au alergat foarte mult și nu întâmplător i-am dat trei goluri echipei care a primit 6 în 11 meciuri. Deci 6 goluri, deci e a doua apărare a campionatului și nu întâmplător au fost golurile, au fost datorită ceea ce le-am cerut jucătorilor. Ne-am prezentat în, vă dați seama, după ce avem 12 jucători și 3 antrenori care noi avem la club, noi ne-am prezentat și am respectat competiția. Așteptăm și de la celelalte echipe care au probleme să joace, pentru că așa e corect. Nu e corect ca unii să joace, să le lipsească 12 jucători și unii la 7-8 jucători cer amânarea meciurilor. Așa cred că e un punct de vedere a clubului nostru ăsta. Nu cred, e sigur un punct de vedere. În privința jocului, iar vreau să fac o remarcă, golul 3 al lor l-am primit când eram în 10 oameni. A dat arbitru drumul la joc, Stoica era ieșit, noi vrem să facem schimbare și eu cred că nu mai primeam golul 3. Dar până la urmă rezultatul, numărul ocaziilor de gol după ceea ce s-a jucat, e un rezultat echitabil. Îi felicit pe jucători pentru ceea ce au arătat în teren. Atât. Mulțumim. Bună seara. Bună seara. O seară bună. La fel. Succes cu vinul. Să vă încălzim. Nu, dar vin corect.